Salutare, guys, și bine ați venit la un nou episod. Băi, astăzi o să facem în felul următor. Am mina la level 5, forge-ul, sanctuarul o fiedere noi deblocat, tower un conquest, contese level 4, 6 o să luăm contese ca să facem misiunile. Avem 21 din 38 făcute. E cum poți să le faci? Dar la conquest, un exemplu de la contoese, că eu dacă dau pe altceva, că dau plus, uitați, aici l-am mai făcut, nu pot să fac absolut nimic pentru că trebuie să mă duc la ăsta de level 4 și să caut. Bishop Castle la request. Ok, bun. Hai să începem cu prima misiune. Dăm un teleport. Puteți să vedeți ce misiune am luat. Eu o să dau acum un teleport și o să le facem curând. Mi-a scris cineva chiar în episod de ieri, parcă să fac în felul următor, să vorbesc despre Holy Shrine de la Conquest, adică de la ăsta, după cum vedeți am level 5, ca să deblocheze mai multe roomuri, mă rog. Hai să începem cu primul quest. Eu am level 5, dacă vreți vă fac de acum. Find a round flower. Hai să căutăm floarea. Dăm un fast travel. Trebuie să fac până la 34 și după aia să începem. Bun, ne aduce Nefariox. Hai să apăsăm tu. Dacă vedeți aici cu tu merge un pic mai repede. Hai să vedem până unde ne duce. 420 de metri, ok. Par fi pe undeva normal. Astea sunt ascunse. Pe sus, prin colțuri, imposibil de ajuns, cam așa sunt. Sau chiar poate să fie lângă tine. Dar un pic cam rar să fie așa lângă tine. Mie așa mi s-a întâmplat. Na, acum dacă altcineva știe mai bine despre treaba asta, ok. Bun, uitați, aici e floarea. Nu și găsit-o. El va duce direct aici. Bun. Nu o să stau acum să bat monștri pentru că nu din asta face parte din videoclip, să zicem acum, deocamdată. Bun, am făcut quest-ul, mai deschidem și pe ăsta, hai să vedem la următorul ce avem. Ok, avem 22 din 38, find the mana statui. Vedeți și lui, am înțeles, n-am așteptat să... M-am grăbit eu. Asta la conquest ajută foarte mult, o să vedeți ce primim la final după ce le dăm plus. O să vedeți după aia. Vă ajută în multe cazuri, să spunem așa. Ok, hai să luăm misiunea de la Dangerous Statue. Ok, reward-ul ați văzut. Dacă nu dați pe pauză, dăm un plus. Stai să vă căsun și pe caracterul celălalt. Ok, asta face misiunile main. Nici nu mă uit deocamdată la el. Ok, you can find silver statue. Ok, so statue ar fi... Ne-a dus aici 2F-ul, nu? Nu, bun, trebuie să ne uităm foarte bine după ele. După statuie. Să ne uităm și pe sus, pe undeva. Mi s-a întâmplat să am o misiune... Nu știu dacă și vouă vi s-a întâmplat treaba asta, să avem o misiune pe un pod. Trebuia să caut o statuie, guys. O statuie în care era... Foarte ciudată statuia aia, adică nu... Trebuie să caut peste tot. De multe ori am picat în pământ. Mă, las acolo, nu... Hai să nu mai băgăm de seamă. Ok. Cam... Eu m-aș duce un pic pe aici. Din câte. Jos, nu pă... Ba, dar nu cred. Cred că dacă pic jos... Nu o să mai pot să mai vin de acolo. Nu e acolo. Hai să căutăm și pe aici și cred că am... Nu. Asta înseamnă să faceți misiunile de la request. Despre ce v-am mai povestit și vouă. Mă, sper că vă ajută episoadele astea pe care le fac, adică... Ia, am și găsit-o. Bun. Uitați, vă și arăt pentru al doilea quest, find Silas Mana Statui. Ok. Văd că... Ne. Fac cu caracterul cu Lancer-ul, dar puteam normal să le fac cu celălalt. Mă rog. Mergem la următorul. 23. Hai să vedem pe unde trebuie să meargă. Normal ar
Putea, nu, trebuie să mă duc să iau quest-ul prima dată. Bun. Mai episodul asta le fac pentru voi ca să, pentru cei care încă nu știu cu jocul. Poate vă ajută misiunile astea, poate vă ajută la PS-uri. Am întâlnit pe foarte multă lume care au PS-uri mai puțin decât levelul. Un exemplu, uite, cum am și eu acum, level 45, 42 KPS. Mă, ăsta e Lancer-ul. Un exemplu, eu pe arbaleta am... Lasă, meargă. Ok. Pe arbaleta am level 46 și 44 KPS, aproape 45, mă înțelegi? Deci, astea din misiuni, training, inner force, conquest, v-am mai povestit de multe ori și mă mai, chiar mă mai repet, adică, ca să pun aici, portal la Magic Square, secret pick, clar, sigur că dacă sunteți noi la 1F trebuie să mergeți, raiduri, boss raiduri din care primiți farm, să craftați iteme. Tot timpul mă întreabă lumea, bă, cum ai putut să, cum fac să am piesuri mai multe ca să faceți level, un exemplu, ai level 45, nu, dai pe, stai că vă mai arăt încă o dată, să nu ziceți că mă grăbesc. Ok, stai să văd, poate mai am, nu. Stai că mai așteptăm încă una tot aici, să vedem, dăm aici la Nefarex Ruins, ok, Bishon Area, nu, Global Map, am level 45, nu? Bun, eu mă duc la un exemplu Snake Pit. Clar că nu mă pot duce la mai mare. Bine, aș putea să mă duc aici, un exemplu de 42 și 43. Dar aleg să mă duc aici. Dau până jos. Monster 40. Mă duc cu 5 levele mai mici. Nu mă duc direct la 45, că clar că voi muri. Și așa mă duc, las acolo și îmi craftează. Poate îmi craftează iteme rare, un exemplu de astea. By the way, dacă aveți level 4, v-am mai explicat. Dacă aveți level 4, la, un exemplu, armă, și puneți Mystic Enchant Stone, poate să-ți dea level 7. La mai mare, un pic cam teriști dacă vrei să faci mai mare level-ul. Hai să așteptăm după chestul ăla. Da, daily quest-urile. Clanteciu asta, da. Sunt pe serverul 42, m-am uitat acum după un treasure chest, dar văd că nu l-am găsit. Sunt pe serverul 42, dacă vreți să, no, veniți aici, avem și guildă, avem guildă gen clan, bine, nu, asta e pentru conturile secundare. Nu e a meu, e al unor niște băieți. Așa că stai să vă, poate. Ia, că gata, am terminat și misiunea. Bun. Stai să termine, că nu vreau să mă grăbesc. O să dureze un pic videoclipul ăsta. Da. Clar, până le facem. Bun, mergem din nou aici. Bine, eu mă duc la ele că na. Deci, find the nameless grave. Ok, 2000 de dârste îmi dă. Deci, eu numai cu asta aș putea să vă ajut dacă, un exemplu, de level mai mare la Conquest, nu aș putea să-mi dau din nou înapoi. Da, poate aici am făcut eu o prostie, mă scuzați pe mine, că nu am filmat pas cu pas celălalt, no, dar nu puteam ta chiar tot timpul să stau numai cu filmatul, mă înțelegeți? Că l-am lăsat, nu, no, m-am mai dus de acasă, m-am lăsat calculatorul pornit la să fac quest-uri și ce mai fost. Ok, bun, Nameless Grave. Asta parcă am mai făcut odată, dacă nu, stai să mă bag pe aici să vedem. E posibil și pe aici să fie. Pe jos, nu. Nameless Grave. Astea parcă erau 2 minute. Un exemplu, nu știi. Stai că ce-am făcut? Trebuie să mă duc înapoi. Conquest, ok. Mission cu the most craft and deliver an item. Condition none. Am înțeles. Da, vreau să pun și eu muzică, dar nu mă lasă că să ia copyright. Copyright-ul să ia pe muzică, mă înțelegi?
Adică na. No, bun. Hai să vedem. Suntem pe aici. Aici trebuie să mergem. Nameless Graves. Îi lăsăm un pic la atac. De-aia l-am lăsat la atac de asta. Pe asta tot timpul trebuie să... Dă câteodată iteme chiar bune. No, bun. Hai să mergem după Nameless Graves. Dacă e posibil să nu fie chiar pe aici. Trebuie să-l caut, să fiu foarte atent pe unde ar fi. Ia calul. Am zis, o să dureze un pic până o să-mi dau... Gen, până o să le facem chiar pe toate, știi? Mă, nu mă... Cred că asta chiar acolo mă pun unde m-am chinuit data trecută să fac un episod. Foarte, foarte greu. Opa! Nu, 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 nu. Ne punem aici. Haide, mai repede un pic. Sper că l-am luat. Hai cu cal. Oh! Da, dacă apăsați aici, puteți să luați calul mai repede. Bun. Nu, nu-mi trebuie. E cerea să pic jos. Mă, dar... Normal, pe aici ar trebui să fie. Sper că nu s-a buguit sau ceva. Cum ar zis, poate ar 10 câte unul buguit de capul tău. Credeți-mă că dacă sunteți pe Discord-ul de la comunitate, o să vedeți foarte, foarte multe chestii care se buguiesc. Adică dacă în caz că v-ați bugui cu un caracter sau așa mai departe, vedeți că puteți să scrieți acolo. Dacă un exemplu tot la fel ești buguit, dai pe plus, unstuck și el te teleportează, mă înțelegi? Cam așa ar fi normal. Hai cu călul. Și dacă un exemplu vă atacă... Deci, voi peste seară v-ați pus caracterul să facă misiuni, nu? Bun, când ai dat la plus, mission, ți-ai selectat misiunile, 10, el după aia se oprește. Dacă nu mai primești încă o dată comanda aia, gen, trebuie să mai selectezi tu misiuni, se oprește caracterul, mă înțelegi? Și atunci, clar că nu mai ai ce să mai faci. Trebuie să aștepți până dimineață. Dacă un exemplu ai lăsat calculatorul 3, 4, 5 ore, nu, 3, 4, 5 zile, să spunem așa, pornit să farmeze, că mai ești, frate, mai dă un restart la calculator, că... Da, e un joc care... Adică cam toate jocurile se buguiesc la un moment dat, mă înțelegi? Mai ales că suntem foarte mulți pe aici, bă, dar lasă-mă cu invite-urile tale. Așa. Ma, vezi cum am pierdut un pic timpul. Numai ca să-l găsesc pe ăsta. Mergem dincolo. Uitați pe unde a fost. Mi-am adus aminte că între timp ce vorbesc cu voi, până și mai aduc aminte. Opa! Bine! Am luat ceva bun. Conquest. Mergem la aici. 25 din 38. Mamă. Colecte treasure. Ah, da. Când vă scrie treaba asta, trebuie să veniți de acolo. Da. Mie îmi place să-i spun, nu știu dacă e cel mai bun argument de a spune, dar mie îmi place să-l numesc când ești în texturi. Mă înțelegi? Cam așa, în texturi, nu mai poți să mai faci nimic, nici să ataci. Mă rog, lasă acolo. Hai, în continuare. Aici e tot timpul pic mai mare lagul. No, bun. Collect the treasure chest. No, că asta s-au repetat de foarte multe ori. Nefarious Ruins 2F. Pe aici m-a adus. Ok, pe acolo trebuie să mă duc. Bine, că în caz dacă mai găsesc pe drum, clar că mă opresc. Și...
O să... Da, cred că avem unul în față. Că nu... Cred că nu trebuie să fii chiar acolo să le faci, că... Ne. Hai să vedem. Ia încă unul acolo. Ăla albastru. Vedeți că și ăla albastru vă dă destul de multe. Da. Un Moonlight Magic. Da, zici că e sabia lui... Bă, acolo un pic acela nu mă bag. O sabia lui Arthur, ascunsă în pământ. În pietre. Bun. Ia, mai avem unul în față. Și-l avem pe ăsta care ne-ar putea ataca. Mare atenție să nu mă trezesc că... Ia, uite, ăsta. Pai că vă arăt o locație. Pif. Uitați-vă aici, Bishon Area Neferoxurins, Neferoxurins 2F-ul și pe ăsta puteți să-l minați. Dacă fac și la mystery. Misterurile trebuie să le faceți neapărat, guys. 26 din 38. Ok, find a special statue. Oh, maca. Da. Hai să mai mergem încă o dată. Tot în oraș, tot de aici trebuie să le iei, de la NPC-urile astea care spuse. Mă, chiar aș fi curios, un exemplu, cum a vorbind cu, nu, doar cu jucătorii de Mir 4, că cum ar fi, un exemplu, guilda ta, clanul tău, să iei un oraș, gen un oraș, orașul ăsta pe care suntem aici. Bă, dar tot aici îmi dau misiuni, mă. Cred că da. Unde trebuie să mă duc? Un exemplu, Bishan Castle. Vezi că ea lui pune guilde. Vezi? Cea mai puternică guildă. Mă rog, una din cele mai puternice, ne-a lăsat acolo. Și să ai tu, din cât am înțeles la NPC-uri, poți să pui prețurile pe care le vrei tu, bine, nu exagerate, că na. Dar poți să pui tu prețurile alea bune, mă înțelegi? Păi faci la bani, de n-ai nicio treabă, dar pentru aia trebuie să lucrezi. By the way, pentru cei care aveți sau apucat de joc și zic că na, eu trebuie să mă duc înăuntru. You can find the statue. Bă, dar lasă-mă, mă. Că nu mai văd nimic ce scrie. Voi vă dați seama cât de fain ar fi? Adică, stai că nu mai văd nimic. Am impresia că... Bă, dar e disperat ăsta, mă. Doamne, apel, ce să mă mir, 100.000 de caractere. Bă, da. Mă disperăm. Eu, stai că nu am chef să fug după sub mapă. Adică să mor. Nu. Ok. N-ar fi pe aici. Asta normal s-o ascunse prin... Nu mă pune, te rog să plec acolo. Dar n-ai nici pe unde să te urci. Find a special statue. Hai că mai încercăm în zona asta, dacă nu mai mergem în continuare. Bă, dar taci, mă! Adică, no, ce că să tac. Mai dai invite-uri. Dacă trec de... Hai să încercăm pe aici. Bun. Da, nu, nu cred, nu cred, nu cred. Nu. Find a special statue. Hai să mergem înapoi. Eu aș pune, dacă luăm pe mapă, suntem cam pe aici. Nu știu de ce mi-e impresia că e pe aici. Mă uit. Double jump, double space. Bă, dar câte invite-uri dați, mă, disperați. Mergem pe aici. Da, poate sări și el, adică nu. Hai cu murgu. Sper că v-ați făcut costurile alea pentru cal. Că na, mergeți un pic mai repede, adică... Aulei. Nu sunt singurul care își face questurile.
Bine, sunt e în altă pe e în altă parte unde ai putea să sper să nu pic jos. Nu mult am mai avut. Sunt alte quest-uri în care trebuie să stai la minat sau chestii de genul. Cam sună telefonul. Până ajungem aici, mă duc și... Aole, ce sonerie! Mă rog. Să zic, până ajungem aici, revin, guys. Și am scuzat să trebuia să răspund la telefon, din câte am văzut, m-a cam atacat asta. Hai să mergem repede, am pierdut un pic timpul, dar nu contează, cred că nu va supăra pe mine, doamne iartă-mă. Mi-a sunat, ați auzit că îmi sună telefonul. Fando Periploca. Periploca? What? Da. Încă la Periploca, eu unul n-am fost. Ai, clar. No. Hai să vedem. Curios să mă pe unde a fi periploca asta. Ce nume le pune periploca? Ah, tot aici. De ce stau și mă întreb? Nu știu. Hai cu tu ăla mai repede. Bine că aș putea să tau din videoclip să vă arăt gen vouă numai părțile când le găsim, dar cel mai bine facem unul mai lung, un episod mai lung, dar știu că nu mai am nicio treabă. No, bun. Ha, iar e disperat ăsta pe aici. Asta e floare, bro. Mamă, din prima. Nice. Am avut noroc, am dat în ăla. Perfect, mergem înapoi.
Conquest. Așa, 28 din 38. Aoleu, păi nu, o să fac, nu o să fac atâta, guys. Gen, cum să zic, că nu o să fac episodul chiar. Ar fi posibil, cred că de vreo oră și un pic. Numai la asta. Bine. Dacă ne grăbim un pic, fanda, un common herbs. No, bun. Încerc să mă grăbesc. Încă mai avem nevoie de vreo 10. Cred că de vreo 10, dacă am văzut bine. Bun. Da, 28 din 38. Mă baia că dacă s-ar duce un pic mai rapid, ar fi și mai bine. Știi? Ceea ce v-ați putea lua și voi ca să faceți misiunile. Ah, nu pot să-l summonez că nu ești în battle. Adică să-l iei. Ah, murgu. Asta vă ajuta și pe voi destul de mult. Păi și bun, find un common herbs. Păi și pe unde ar fi, mă? Vezi, chestia asta te oprește, mă înțelegi? Iale. Ce simplu l-a pus. Chestia asta te oprește pentru că până le găsești. Cu să te aduce aproape. Cum e vorba aia. Și Dumnezeu. Și la Dumnezeu te rogi, dar nu spune în straie. Nu știu că am zis bine proverbul, dar 29, 30, treasure chest. Ah. Prin astea, pierzi timpul. Mă înțelegi? Te faci într-o oră, două, trei, patru. Depinde. Nu numai la minat, știi? Asta de la request este foarte, foarte importantă. Mai ales că e chiar de la ei, din oraș. Adică mi sunt secundare. Bine, la un moment dat trebuie să le faci oricum. Collect treasure chest-ul. Hai că poate ajung eu pe altundeva și le găsesc mai repede. Așa. Păi și pe unde trebuie să... Am înțeles. Chiar aici trebuie să caut, adică... Nu. Hai să găsim treasure chest. Ia unul. Sper că se pună quest-ul. Caut pe toată mapa. Ia unul murit acolo. Bă, vedeți că pe aici nu prea e ok să faceți pe cover, adică... Păi mă mai repet. Pe cover-urile sunt pe cam... pe cam ciudate. Prin zonele astea. Din câte am înțeles, pe aici poate să vă facă report, mă înțelegi? De ce vă scrie... Bine, vezi? Comun. N-ai voie. Oricât ai încercat tu că te enervează unul sau l-ai văzut pe ăla că... Ia că nu sunt singurul care îl face. L-ai văzut pe ăla că ți-o comentat, o enerva, lasă-l frate, mă înțelegi? Nu... Hai să nu începi cu scandalul și pe jocurile astea, că nu... Cum ne enervează câte unul. Și în Magic Square, dacă vă iau unul pe ăsta dârstelui sau vă mor în continuu, mai sunt drumuri, mai puteți să mergeți prin ele și să minați. Da, nu vă dă dârstii, dar vă ajută în celelalte. Conquest, Inner Force, Crafting, un exemplu. Deci cam prin asta vă ajută. Colegul. Hai să-l mai facem. Bun, 30, încă 8. Coleg Grizzly Meat. Grizzly Meat. Asta n-am mai făcut-o. Cred că n-am mai prins un quest de genul. Din... Nu știu. Bine, poți să alegi, dar eu le iau una câte una, știi? Cred că n-am mai făcut un quest de asta, cred, chiar de la început. Și chiar, cred că de la început, că nu mai știu exact. Da, mă, păi am mi-am dat seama, tu ești ăla de pe meeting care mergi și de la plusă. Ăla care te nebunea sunetul când pușca arma. Sau la cel curat de care a jucat. 300 de metri. Bă, sper că se vede full HD, nu știu. Ar trebui să-mi iau la un moment dat placă de captură.
ca să mă ajute pe mine să vadă pe Full HD. Un exemplu, acum ce vedeți e pe Display Capture. Cei care fac YouTube își dau seama. Sau au avut legătură cu OBS, un exemplu. Păi și eu ce trebuie să caut aici? Doamna, ăsta, domnul. Hai că pe aici trebuie să nu-l okay. Trebuie să-i bag pe ăștia până mai ia dracii. Cred că aia trebuie să fac eu. Bă, nu prea. Fan de Grizzlies limist. V-am zis, eu am uitat de misiunea asta. Trebuie să am mare grijă să nu mă trezesc pe acolo, nu mă lasă. Ei, ce mă pe aici? Trebuie să-mi dau seama. Cred că trebuie să-i atac. Din câte. Că mă uit cam peste tot și nu-i văd. Da. Nu știu cât o să dureze la treaba asta, dar mă rog. Bă, și aici, de level 27, ok. Dacă eram cu o parbaletă, eram ok. Hopa, ia-le pe ăla. Cred că ăsta ar trebui să ne dea Grizzly Miss de ăla. Nice. Stai, mă, calm. Evident, nu mai pot să-mi iau quest-uri. De fiecare trebuie să mă duc să-l omor pe ăla mai mare un pic. Tu. După asta ne apucăm și cu ăla micuț să le facem. Dacă un exemplu m-aș pune acum pe ăla micuț să fac questurile, le-aș cam încurca. Le-am făcut odată de la... Nu de la conquest. Stai că imediat îmi aduc aminte. De la Mystery. L-am făcut odată de la Mystery pe amândouă caracterele, gen l-am ținut pe amândouă așa, una după alta, după fiecare quest. Și m-am încurcat la un moment dat, n-am mai știut unde să mă mai duc. Ne, fiind nou pe joc, gen, nu știu, aveam prima săptămână, am jucat atunci. N-am mai știut deloc ce să mai zic, sau ce să mai fac. Ai băgat niște bănuțe? Ai băgat tu. Da. Mă rog. Hai să vedem. Defeat Red Wolves. Deci. Bun. Patrol SGT. Ok. Vedeți aici. Pentru cei care... Red Wolf Revenger. Nu. Să zicem că... Ia aici, cred că ăsta e. Nu. M-am bucurat prea repede. Patrol. Nu, fece tu. Zice defeat. Na, pe... Hai să vedem cât timp îl ia. Da, va trebui să apară. Nu știu, când a fost omorât aia toată schema. Avem un portal pe acolo. Atacăm și noi un pic pe ei să nu... Mă, că și asta cam tot aia așteaptă. N-am. Pot să văd, level 41. Un fel de boss. Asta. N-aia, asta aici ai. LOL. Da, boss e... No.
boss. Asta e. Mergem în continuare. 32. Fan ce? Raven Crown. Ok. Episodul era de vreo 35 de minute. Bă, da. Asta de la level 4 către level 5. Da. Sper că vă ajută treburile astea. Și de aia trebuie să apăsați și butonul de like și subscribe dacă vă place. Și clopoțelul ăla, că o să vă dea notificare de fiecare dată când postăm. Mi-a zis cineva, bă, postez prea dimineață. Na, pe acum am ales să fac treaba asta de când am început cu platforma de YouTube. Dacă vedeți, avem foarte multe jocuri pe canal, plus 1000 de videoclipuri. Și efectiv, tot așa am făcut dimineața episoade, seara live-uri. Acum, da, a intervenit ceva și nu mai pot să fac live-uri o perioadă. Comunitatea mea știe, înainte să mă apuc de Mir 4, am dat un anunț și așa mai departe. Și atunci am zis că, na, mai lăsăm un pic mai moale. Oricum tot timpul era bine, era de multe ori că am renunțat la videoclipuri postate dimineață și făceam live-uri în schimb. Acum depinde cum o să fie, na. Hai să vedem Raven Crown. Examine. Stai că nu e bine. Medical Herbs. Pe undeva pe aici arăta, ha? Aoleu. Da. Mi-a dat-o pe aia mare. Păi și eu cum pot să ajung? Să zicem că urc aici. Energie, și de asta aveți nevoie. Bro. Nu vreau să mă duc. Nu. Da, nu, că degeaba. Degeaba. Nu, că degeaba îl forțez. Trebuie să găsesc o mică cale, dar dacă m-aș duce eu un exemplu pe aici, hai să vedem. Hai să vedem cam cât timp ia viteza aia. Așa, hai. Nice. Am apăsat pe T ca să merg un pic mai repede. Bun. Am picat în portal. What the fuck? Bro. De ce? Na. Las acolo. Bun. Următorul. 33. De. Da. Și nu o să avem atâtea costuri. Da, mă rog, aici o să opresc videoclipul, guys. În caz dacă se va mai umple sau așa mai departe, o să le facem după, dar din mare v-ați prins cum ar fi toată schema. Deci, ar fi la Conquest, Tower, Bishing Castle Request și aici. Bă, da, uitați, nu mai am prea multe că v-aș arăta. Deci, crede-mă că v-aș arăta. Poate trebuie să aștept să deblocheze. Așa că, hai că îl mai facem pe ultimul. Notează butonul de like și subscribe. Facem pe ultimul acum și după aia ne oprim. Bine, pot să-l fac off-camera. Adică, fără să mai filmez. Că, oricum, cred că v-ați prins deja de idee ce trebuie să faceți. Că ar putea să fac episod cu fiecare misiune în parte. Mă înțelegi, ar fi un minut și ceva. Dar, na. Așa, e prea foarte scurt. Salut, bine ați venit! Find the Divine Statue Mission și atâta tot. Știi? Am o scolă pe unde ascunsă pe asta. Bă, sunt niște ascunzători la un moment dat, din cât observ un pic pământie, nu? Mhm. Deja mi și arată pe unde. Uitați, aici mi le arată că să nu... Da, l-am și știut. Ok, eu cum urc pe acolo? Era prea... Aha,
Era, cum am vrut să zic, era prea frumos să-l iau din prima. Ah, uitați, reward. Nice. Deci, Tower of Conquest. 34. Bă, încă una mi-ar fi trebuit. Mai canibar, canibar. Bro. Bun, ok. Aici o să oprim videoclipul, guys. Și încă o dată mulțumesc pentru că v-ați uitat până acum. Dacă în caz, dacă nu ați trecut, ați dat click mai departe, că mai cunosc eu pe câțiva așa. Și sper că v-am ajutat și cu toate videoclipurile, așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!